Doresc să fac o declarație de presă pe marginea speculațiilor apărute în legătură cu posibila majorare a cotei unice în următorii ani și nu numai. Vreau să fiu de la început foarte clar și să subliniez că în condiția în care voi fi prim-ministru, această taxă nu se va modifica și am câteva argumente să vă aduc în acest sens. În primul rând, după cum știți, cota unică a fost introdusă ca primă măsură a guvernului pe care l-am condus în luna decembrie 2004. Ulterior, am avut dispute complicate și lupte grele de dus în ordine cronologică cu Fondul Monetar Internațional, pe care i-am convins și au acceptat că a fost o măsură benefică pentru economie. Sigur că au existat și alți opozanți a acestei măsuri, dar un alt moment important pe care doresc să-l reliefez a fost anul 2011, în momentul creării Uniunii Social-Liberale, când printr-o negociere am ajuns la un compromis cu partenerii din Partidul Social-Democrat, au fost de acord să păstrăm cota unică în programul USL. Ea a fost introdusă și în programul de guvernare, care este valabil și astăzi. De altfel, sigur că dacă ar fi fost o intenție de modificare a acestei cote, premierul Victor Ponta ar fi putut să o facă, dar și public a declarat și am reținut acest lucru și m-am bucurat că nu va modifica sub nicio formă cota unică. În acest moment vă pot spune clar că nu am nici cea mai mică intenție, pentru că am și paternitatea acestei măsuri, dar și pentru faptul că eu o consider extrem de benefică pentru economie, așa cum a fost și la momentul adoptării ei. Adică a scos, aș spune, la suprafață evaziunea fiscală, a dat posibilitatea angajaților, fie din sectorul privat, fie din sectorul public, să câștige mai bine, a dat posibilitatea firmelor să acumuleze profituri mai mari pe care să le poată reinvesti. Deci, iată un cumul de efecte benefice. Mai mult de atât, am dubii că premierul Ponta ar fi dorit să modifice această taxă, având în vedere că în ultima perioadă el a adoptat alte două măsuri de esență liberală, măsuri de politică fiscală, și mă refer aici la reducerea contribuțiilor de asigurări sociale cu 5 puncte la angajator, subliniez la angajator, și anularea impozitului pe profitul reinvestit, măsuri care au fost propuse tot de mine în cadrul Partidului Național Liberal, ulterior au fost preluate de ministrul de finanțe de la acea dată, domnul Chițoiu, și promovate în guvern. Păcat că Partidul Național Liberal a plecat de la guvernare fără să mai poată să culeagă beneficiile politice ale acestor măsuri benefice pentru economie. Al doilea zvon care am văzut că circulă cu putere și e vehiculat de Alianța Creștin-Liberală și de domnul Iohannis este cel referitor la majorarea impozitelor pe clădiri în viitor. Vreau să precizez și în această situație și referitor la această măsură că este numai o invenție. De altfel, doresc să vă spun ceva, ca să vedeți că știrea care a fost preluată este cu totul și cu totul falsă. Consiliul Consultativ nu funcționează pe lângă Ministrul Bugetului și vă rog să luați știrea și o să vedeți că scrie că Consiliul Consultativ al Ministrului Bugetului a făcut și adresă. Consiliul Consultativ funcționează pe lângă Ministrul de Finanțe. Deci toată chestiunea asta mi se pare că este mai mult decât cusută cu oața albă, n-are nicio noimă, și atâta vreme cât voi fi eu prim-ministru, și cred că voi fi, vă pot garanta că nu se vor majora asemenea taxe. Acum caut însă o explicație de ce acest zvon. Sigur că domnul Iohannis și cu echipa lui de sfătuitor caută să inducă temeri, frici în ultimile zile de campanie, cu speranța disperată de a face o răsturnare a scorului. Acesta este o motivație. Cealaltă motivație este ceva mai perversă și mi-am adus aminte, venind înspre Senat, de câteva cuvinte foarte simpatice, care sună cam așa. Rău ne-a fost cu Derdi Das, dar mai rău cu Davai Ceas. De la Nistru până la Don, Davai Ceas, Davai Palton. Davai Ceas, Davai Moșie, Harașot-o Vărășie.
Vă dați seama că dacă îl întreb pe domnul Iohannis cine a spus chestia asta, habar n-are, vă aduceți aminte de marele comic Constantin Tănase. El este în această situație. Acum face davai ceas, davai palton într-o interpretare modernă. Adică stă și ne povestește cu ceasul de la străbunicu, cum merge el ceasul, nu poate să meargă decât ca ceasul, și după aia o să ne întrebe așa cu multă dezinvoltură când o să decidă să majoreze taxele, pentru că prevede o serie de creșteri la diferite bugete, 6% la nu știu unde, 6% dincolo, 2% acolo și 4% dincolo. Și atunci trebuie să aibă de undeva, de unde să acopere toate aceste cheltuieli. Și o să spună, păi trebuie să majorăm niște taxe, nu e așa? Ca în Germania, nu? Nu vă dați seama dacă m-ați ales, la ce v-ați așteptat? La taxe ca în Germania. Deci e această idee perversă să vorbim acum de taxe, că vor să le mărească alții, dar dacă eventual suntem aleși, le alegem noi, pentru că așteptările de fapt n-aveau cum să fie altele. Cam asta au fost pe scurt ceea ce am dorit să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult. Nu vreau să fac niciun fel de comentariu.